casei, dragilor, sunteți la as.ro live. Mă scuzați că am apărut eu în fața camerei, dar Cătălina leșina de fericire atunci când eu am apărut și a trebuit să preiau frâiele. Bună ziua, bună dimineața. Sărmâna, bună dimineața, nu dimineața, că ești la Neața acum, Andy, sau acolo e înregistrat și aici e. Nu, aici e înregistrat, acum mă vedeți la Neața, mă scuzați, n-am putut să mă împart în două. Bun găsit, doamnelor. Sperăm ca la masa de montaj să reușim să realizăm o emisiune cum a fost și până acum, adică la fel de frumoasă și de interesantă. O știți de la prima dată de la Neața, când a venit ea cu părul lung și cu ochelari. După aia de la prietenii de la ora 11, după care iarăși de la Neața, dar fără păr lung și fără ochelari. Și fără ochelari de și la... cu dinții drepți. Și cu dinții drepți. După aia de la Splash, de la Șef la Cuțite, de la... unde mi-ai fost? La Hello Chef. Hello Chef am fost, da. Am fost peste tot. Deci de peste tot. Mă chemi acolo și am fost și la Observator. Și la Observator. Și de la Observator o știți. Și vorbim astăzi despre povești de viață. Vedem noi cum o legăm cu sportul la un moment dat, așa ca să iasă și sport. Cu Ramona Olaru. Bună dimineața! Mulțumesc! Mulțumesc, mă ridic! Nu, stai, stai, stai. M-am obișnuit așa. Ramona, începem cu începutul, că așa se începe la sportivi. La. Adică, da, când ai debutat în viață? După ce ai debutat în viață, deci la ferma... Stai puțin, păi acolo am debutat eu în viață, la ferma 6 Cosâmbești, acolo am așa crescut. Așa se chema Cosâmbești. Ferma 6 Cosâmbești, un fost iase, nu? Așa da. Se numea pe vremuri. Da. Da, o fermă de vaci, e vorba între noi. Bun, ești înainte de Revoluție. Sunt chiar în anul Revoluție. Respectiv, 89. Bun. Și la 5 anișori ai început să dai cu mătura prin curte. Că am început mai devreme, atunci eram puțin obligată, ca să zic așa. Mesajul era următorul. Pune mâna și dă cu mătura prin curte, că mâine pui mine faci 6 ani și nu ești în stare de nimic. Deci iată primele accente de sport, de la 5 mișcare. Anișori. Dar acum vorbim foarte serios. Știu că nu exista școală acolo și că mergeai câți kilometri? 7-8 kilometri. În fiecare zi? Dus întors. Asta se explică 7. Și, nu? Zic și eu. Mersul pe jos, într-adevăr, face piciorul frumos. Am realizat asta la liceu, îți dai seama că n-ai. Stai un pic că până la liceu. Deci, 1-8 pe jos, 7 kilometri în fiecare zi? Da. Că e vânt, că e ploaie, da, că e... zăpadă. Înainte zăpadă chiar era foarte mare zăpada, nu ca acum. Adică atât de mare încât nu mai aveam gard, nu se mai vedea gardul. Doar ieșeam și prin tunel ajungeam... Și te duceai până la... Până la școală, în primul sat apropiat, Drajna, că ăla era primul sat. Bun. Cel mai apropiat. Acum iarăși la modul serios, urși nu erau, dar lupi, nu știu, nu ți era frică, te mai duceai cu cineva? Cred că n-am fost niciodată, nu mi-a fost niciodată frică de nimic, nu am fost împinsă să-mi fie frică niciodată de nimic. Știi? Adică era ceva normal să ai modul ăla de viață. De cele mai multe ori, da, dar... O fetiță la 7 ani se ducea? O fetiță la 7 ani se ducea la școală și se întorcea noaptea. Că învățam după clasa 5, învățam după amiază. De la și noaptea mergeai pe 12. Jos? Și pe unde mergeai pe jos? Pe un câmp, pe ceva? Pe câmp, pe câmp, prin culturile de floarea soarelui, de porumb, de ce era, na, de fiecare dată. Și iarna chiar mergeam tot așa pe jos și dacă era zăpadă sau noroi, de cele mai multe ori când era noroi pe câmp, mă descălțam. Că rămânea încălțămintea în noroi și era toamnă, iarnă și oarecum începea să înghețe noroiul, știi? Adică picioarele mele erau înghețate și pline de noroi până dar ajungeam. Te crede cineva vreodată acum, nu. Ramona Olaru? Nu te crede niciodată. Nu, din păcate, sau nu știu, nici nu cred că vreau să mă creadă cineva. Deci tu mergeai de sculță pe un câmp ca să ajungi acasă venind de la școală. Și... De la școală, da. Desculță, prin noroi, cu sandalele, cu pantofii, cu cizmulițele, că până la urmă eram cu cizmulițe de cauciuc, așa eram. Da. Eram și puțin marginalizați, fie vorba între noi, pentru că eram ăia de la fermă, murdari și vai de capul lor, și ei erau de la sat și erau aranjați și curați. Acolo la fermă? Acolo păi acolo s-au mutat ai mei după ce ne-au adus pe lume pe toți trei, mai am o soră și un frate. Poate aspectele astea încă nu le știi nici tu. După ce ne-am născut cu toții, s-au mutat acolo la fermă pentru că era singurul loc în care putea să muncească tata, neavând cine știe ce calificare la vremea respectivă. Un alt unchi de-al lui l-a dus acolo. A zis, vino să-ți dau eu de muncă, să lucrez la o firmă de vaci, ce spuneam și mai la o fermă de vaci, ce spuneam și mai devreme. Bun, deci și asta a fost motivul pentru care ei s-au mutat acolo. Nici nu au avut o casă a lor acolo, au locuit într-o locuință dată de cei de la fermă. Am înțeles. Copilăria frumoasă? Și am stat... Trecând peste greutățile astea. Eu acum, dacă mă gândesc doar acum, mi se pare că au fost niște greutăți. Eu atunci, pentru mine, era ceva normal. Și așa am privit-o tot timpul. Băiețoaică, pe păpuși, săreai garduri, băteai colegi, jucai fotbal. Aș fi vrut să fiu pe păpuși, dar nu aveam și îmi făceam păpuși din porumb.
când avea mătase, știi? Păpuși din pănuși. Nu din pănuși. Îl desfăceam făceai pănușile și rămânea păpușoiul. Părul galben sau mă rog, da, când se usca, știi? Și atunci ne dădeam mare că aveam porumb. Dar pe sport, ai, nu pe sportul ăsta din dicționar, dar așa să sar garduri, să joci, da, fața. Da, da, tot timpul. Ne-am jucat toate jocurile. Băiețoaică, veneai murdar de nemol? Veneam tot timpul murdar de nemol. Deci, da. Jucam fotbal cu băieții. Se vede și acum. Se vede. Ești, murdare? Deci jucai fotbal cu băieții? Jucam fotbal cu băieții, tenis, de fapt, de picior. Stai. Cu băieții. Cu băieții, eu jucam fotbal sau tenis de picior de cele mai multe ori. Jucai tenis de picior? Da. De cele mai multe ori și aveam... Acolo? Nu în curtea școlii, nu aveam școală, la fermă jucam în timpul... Păi stai, la fermă mai erau și alții? Mai erau, dar eram în clase diferite sau în ani diferiți, știi? Crezut că era doar a voastră. Eu eram... Nu era doar a... Păi eram și-o bogat acum. nu era doar a noastră. Bani? De ce intram în tale, Cătălin? Și jucai tenis cu... Stai că asta e extrem de interesant. Dă-i seama cei care se uită. Băi, asta nu are, da, cum să fie adevărat. Da, mă vede o Ramona frumoasă, înaltă și slabă și, da, așa de la... Și jucai pe față sau pe spate? Sau la simplu? Știi, nu, că la tenis... jucam pe echipă, câte doi, cum? Și stăteam la fileu de cele mai multe ori. Nu mai râd decât... Și vedea mingea și o plezneai peste? Și de cele mai multe ori dădeam și cu capul, fie vorba între noi. Joacă-o pe asta. Învățasem, eram... blană pe dat cu capul în minge. Nu. Nu glumesc. Dar n-ai o poză de atunci, o ceva ai? Mă, nu știu, da, dacă am. Nu am. Auzi, din... Silviu să mai duce la tenis cu piciorul și azi că burcând poate. Ei, merg. Deci tu jucai pe față și pac, aveai și picioarele lungi. Aveam și picioarele lungi. Tu ai fost vreodată mică? Nu cred. Am fost înaltă de mică, dacă mă întreb. Și o loveai și o dădeai peste fileu? Și o dădeam și chiar bine, știi, la margine, să nu mai apuce să dea înapoi. Învățasem niște tricuri de-astea, niște jumechiri. Rabora trăgea și țipai din astea, dă-o, da, pa, pa, da, și juram. A cincea oră, repede, nu te crede, nu te crede nimeni. Nu, bun, exact. Deci tenisul la ordinea zilei. Tenisul ăsta era de bază, dar jucam și miuța, jucam... Dar la școală se făcea sport pe atunci, pe bune. Adică mai ți-a aduce aminte educația fizică? Se făcea, aveam chiar dirigintele meu din clasa 5-a până între a 8-a, era profesor de sport și chiar ne scotea în curtea școlii și făceam destul de mult sport. De cele mai multe ori făceam basket pentru că mi-amintesc că îi plăcea lui basketul și ne... Și aveați coș, aveați tot. Aveam acolo. Dar la miuță, din gențile de școală, mai făcea sporțile sau din pantofi, din ce le făceați? Că aveați poarta aia? Făceam din cărămizi. Bun. Din cărămizi, după aceea niște băieți mai mari aveau o plasă, nu știu de unde o luaseră. Și dar fii atent acum, țară vremostaș, ai auzit? Da, da. Castelul, frunza ai băgat? Frunza am băgat, clasic, toate. Lapte gros, gata, capra. Ai tras cu tubermane din alea, am cu cornet? Am tras și cu cornete, îți dai seama. Da, deci, ia, am fost și majoretă, am dansat. Stai, unde ai fost majoretă? Tot la școală, în școala generală. Făceam chiar și dansurile, eu le făceam, dansurile. Erai cu alea cu pampoane, și făceam și pampoanele tot eu. Gău, Drajna! Și pentru că n-aveam din ce, le făceam din benzi de la casete și din saci de rafie. Și unele erau albe și noi eram maro, să zicem că avem alb și negru. Înseamnă că era echipă de fotbal sau la ce vă duceați la majorete? Trebuia să aveam, echipă de fotbal la școală, da. Știu că te-ai obișnuit să mă vezi la știrile Antena Sport, dar voiam să te surprind și pe YouTube. Mulțumim că ne urmărești și nu uita să te abonezi la canal și notificări. Vizionare plăcută în continuare!